Stai, ai spus că știi unde locuiesc? Da. Eu urmăresc de ceva timp. Nu mai verde fără tutun, spune el green. Hai să intrăm aici. Am Chris, te trezești? Cristi? Jur, de fiecare dată mi se întâmplă asta. Mereu mă trezesc înaintea lui Cristi. Acum ce fac cu viața mea? Spuneți-mi voi mie, de ce mereu mă trezesc înaintea lui Cristi? Să nu mai zic că m-am trezit și am stat o oră în plus în pat și m-am uitat la Naruto. Și Cristi încă nu s-a trezit. Vreau și eu să merg la sală mai devreme. Nu se poate. Oameni buni, lăsați acolo în comentarii. Cred că doar ce a țipat. Bună dimineața, fraților. Sper că nu v-ați început dimineața cum am început eu. De ce ai țipat în halul ăsta? Ce m-am speriat? Bă, frate. Am programat clipul să se posteze la 10. E 11 și nu s-a postat. Măcar ăsta de azi se va posta la 10, nu? Dar vrei la 10? Vrei clipul să se posteze înaintea ta? Tu nici măcar nu te trezești la 10 și vrei să apară clipul înaintea ta? Da, da. Oameni buni, lăsați acolo un comentariu dacă vreți ca Cristi să se trezească mai devreme. Lasă-mă când te trezești la sală mult mai devreme. Lasă-mă când te trezești la 11-12, deja clipul are câteva vizuri, știi? E frumos în început, mai... Ai un boost așa. Bine, hai să mâncăm o dată, hai să ne începem ziua. Că... Da, m-am trezit la 9. Ghiți ce, și eu și m-am culcat la loc. Cât se chine Cristi aici să-ți posteze clipul. Vreau să fi doar puțin pe șpil, muil. Haide, burgăde, haide, bravo. E tot în regulă, ești bine, sănătos, cu familia, tot ce vrei, foarte bine. Momentan, acest videoclip este privat și este programat pentru postare publică pe 7 iulie 2020, ora 10. E 11. În p***a mea, de ce nu funcționează? Am ieșit, Cristi. Publică, public, premieră sau public? Păi, o premieră. Bă, Cristi, trebuie să discutăm puțin despre ce e în camera asta, pe bune. Nu e nimic de discutat. Eu cred că sunt multe de discutat, adică ce naiba se întâmplă aici? Nu știu, nu cred că e ceva de discutat. Mâine îl urmează să iau micul dejun. Fiți atenți, oameni buni. 2 slices of pizza cu ton. Știu că nu arată atât de bine, adică acum că mă uit și eu chiar arată destul de oribil pe cameră. Dar o să distrug această pizza de dimineață. Cine mai mănâncă pizza de dimineață? Dacă mănânci pizza de dimineață, ești cel mai tare. Ați auzit asta? Eu am prins. Băi, eu am făcut TikTok-ul ăla cu tine când tușești și nimeni nu m-a crezut. Oameni buni, Cristi chiar așa face. Frate-mi, în loc să tușească, scoate cel mai enervant sunet din lume. Și vreau un replay la sunetul pe care l-a făcut Cristi chiar acum. Asta e camera mea. Asta e camera lui Cristi. Hai să vedem cine face curat mai rapid. Ce curat visezi, mă? Tu nu vezi aici la mine? Păi, o dezordine totală. Da, o dezordine totală. Mai și vii să te mai și cași pe tine aici. Nu te cași pe tine la tine în cameră. Bă, lasă, mă. A tras sau bășină să mor, să vomit aici. Bă, mor! O să vomit pe tine. O să vomit eu, dacă... Bă, Băi, fraților, dacă aveți 18 ani sau 17 ani sau sunteți cât de o seamă cu mine și cu fratele meu și ați copilărit cu jocul Minecraft, probabil știți parodiile acelea muzicale, Revenge, Creeper, bine, cam asta este. Care mai era asta? If you play Minecraft, uitați-vă. Uitați-vă din nou la parodiile acestea. Imposibil dacă ai jucat Minecraft de pe vremea aia să nu te fi uitat. Dacă te reuiți la parodiile acestea, mă jur, ți se ridică părul pe tine, ți-e face pielea de găină. Credeți-mă cât de stupid sună, chiar asta se întâmplă. Hey,
Gata, fraților, îi dăm și noi acum spre sală cum mergem noi zi de zi. O să vedeți o mare schimbare la trupul nostru. Și nu doar atât, hai să mergem la sală. Mă vrea de tot, am zis nu pot. Sunt un businessman, artist și un vagabond de top. Unde mai pui că mea că am luat-o razna fiu? Zbor cu avionul de zici că merg cu taxiu. Nu mă opresc să mai sparg. N-am lansat-o bine că am alt dat de lansat. Când bat strada simți vibrații în asfalt. Am venit, am dat-o și-am plecat, Nu mă opresc să mai sparg. N-am lansat-o bine că am alt dat de lansat. Oameni buni, în taxiul acela sunt trei bucureșteni cu care tocmai ce ne-am întâlnit. Au trenul în jumătate de oră. Bată, băieți. Deci erau super panicați, stăteau aici pe o bancă și ne-au spus: băieți, vă rugăm frumos, chemați-ne un taxi că pierdem trenul. Le-am chemat acum un taxi la băieți. Doamne ajută, sperăm să prindeți trenul și să ajungeți cu bine acasă. Deci cum spuneam, oameni buni, am ieșit și noi acum de la sală și mergem, ne îndreptăm spre liceul nostru pentru ultima dată, bănuiesc. Următoarea dată când o să mai mergem la liceul nostru o să fie în 10 ani, la întâlnirea de 10 ani. Ne ducem să ne luăm și noi diploma de BAC și foaia matriculă. Uite, băiat acolo în spate. Ne salută oameni. Dacă cumva ne vedeți vreodată pe stradă, nu vă sfiiți să veniți la noi să ne cereți o poză sau doar să ne salutați. Suntem foarte prietenoși cu voi și da, vă așteptăm. Nu uitați, fraților, puteți oricând să ne urmăriți pe Instagram, să aflați cât mai multe din viața noastră, Insta story-uri scurte, live stream-uri, chiar aici la MNT Christian. Vă aștept la mine pe Instagram cu un follow. Și la mine. Clar. Ce? Planta scâns, mamă, n-am mai răspuns de mult. Alo? Alo, ce faci, Cristi? Cine e Cristi? Nu tu ești? Nu cred. De unde e numărul meu? Păi știi unde locuiești. Poftim? Știi că te urmăresc de ceva timp, nu? Stai, ai spus că știi unde locuiesc? Da, te urmăresc de ceva timp. Mă urmărești pe YouTube sau cum? În viața reală? Hai să zic așa, ai grijă pe stradă, că sunt întotdeauna în spatele tău. Băi, deci eu am mai mult de 100 de poze cu tine. Stai, mă, ce? Tu ai poze cu mine? Mă urmărești pe stradă? Nu mai văzut niciodată? Nu știu, mi se pare de obicei când trec pe lângă oameni că se uită la mine, dar sincer... Nu o să știi niciodată cine sunt. I smell some bullshit. Mereu. Bro, te rog frumos, dacă chiar vorbești serios, să nu vii la casa mea, că nu te-am invitat niciodată, să nu-mi bați la ușă, nici nu vreau să te întâlnesc. Ți-am lăsat și ceva supreș, băi, la ușă. Mi-ai lăsat ceva supreș? De ce răcea? Da, și m-am uitat și la tine când plecai ieri la plajă. Te-am văzut eu. Bă, ăsta chiar știe. Eu chiar m-am dus la plajă. Eu cred că e moldovean. Auzi, tu ești cumva moldovean, că accentul te dă de gol puțin. Tu nu prea știi cine sunt și niciodată nu vei afla, atât îți spun. Dar când pleci mâine tot în spatele tău, voi fi. Deci ar trebui să mă uit după tine. Vezi, eu te sfătuiesc să nu mă mai urmărești, că... Eu zic că acum e hang up și bye-bye. Ce a zis, mă? Chide, mă, chide, dracu. Și oficial ăsta a fost cel mai straniu apelant ascuns ever. Bă, mie nu vine să cred că am prins așa ceva pe filmare. Eu doar am dat drumul la cameră să le arăt oamenilor că ne jucăm puțin pe Nintendo aici, ne jucăm un Mario Kart. Și băi, fraților, am spus să filmăm în primul rând că ne mai sună oameni cu necunoscut, dar de obicei nu spun absolut nimic. Și am spus acum de când m-am apucat de daily vlog, de ce nu, hai să și filmăm. Ăsta a fost oficial unul dintre cele mai stranii, creepy apeluri telefonice la care am luat parte vreodată. Bă, dar omul ăsta chiar vorbește serios. Cu ce? Nu cred că ne-a lăsat ceva surpriz. Cine face asta? N-ai cum să fii atât de diliu. Bă, frate, și de ce cred eu că ăsta vorbește serios? Că eu ieri chiar am fost la plajă și chiar cred că mă urmărește. Bă, dar avea accent de moldoveană. Ce mă, n-ai pus niciun story? Sorry, but Vlad is smelling some bougie. Eu cred că este 100% bullshit. Dacă data viitoare ne sunați, veniți cu un scenariu bun, să vă credem și să ne speriem și noi.
Să ne, adică să ne speriem și noi mai bine data viitoare. Încercați să fiți și voi mai creativi. Eu sper doar că nu este real și că n-a venit la ușa noastră. Da, 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 este foarte real. Da, sper. Apropo, oameni buni, stăteam eu cu Duțu aici și le-am luat un Mario Kart pe Nintendo frumos. Dacă se joacă cineva Mario Kart, spuneți-mi câte puncte aveți, pentru că fratele vostru are 1339 de puncte. Sună mare promovare asta. Nu e nicio promovare, credeți-mă. Sună a 100% promovare. Nu e promovare. Nintendo, sponsorizați-ne, ne mulțumim. Dar totuși, Nintendo, vă rugăm frumos. Hey, 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 hey. Verde fără tutun, spune all green. Îmi lasă gura apă ca unui virgin. Vreau să-i dau trip, dar am chemat-o la un film.